Bună dimineața, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu o informație de ultimă oră. Sentința finală în dosarul colectiv a fost din nou amânată. Magistrații nu au fost în stare nici de această dată să iau o decizie în privința inculpaților în dosarul deschis după tragedia din 30 octombrie 2015. Asta chiar dacă termenul legal pentru o decizie finală a fost depășit cu aproape 2 săptămâni. Dar mai multe detalii ne aduce chiar acum colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună dimineața, Lili, te ascultăm. Bună dimineața. Pe data de 12 mai ar trebui să se pronunțe judecătorii în acest caz, având în vedere că, conform ultimelor reglementări, odată cu pronunțarea, judecătorii ar trebui să pună la dispoziția celor implicați în anchetă și motivarea condamnărilor sau achitărilor. Este practic conform legii, în 3 luni de zile de la rămânerea în pronunțare, judecătorii ar fi trebuit să dea un verdict. Această perioadă însă s-a prelungit cu aproape încă o lună, având în vedere noul termen fixat de magistrați. Procesul început în urmă cu 7 ani a avut și un episod nefericit anul săptămâna trecută, când primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost luat de pe aeroportul Otopeni când urma să plece în Italia, la Florența. El a infirmat faptul că ar fi încercat să fugă din România, având în vedere că nu are niciun fel de interdicție. Ulterior a fost dus la DNA, unde i s-au adus la cunoștință învinuirile într-un nou dosar penal privind achizițiile făcute de către primăria sectorului 5, însă nici de această dată nu a primit niciun fel de interdicție, astfel că el poate pleca oricând din țară, astfel, mai ales că în cursul zilei de ieri și-a delegat toate atribuțiile de primar către un viceprimar pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, mai puțin atribuțiile privind actele de stare civilă. Așadar, pe data de 12 mai, la o distanță de aproape 7 ani de la tragicul incident în care 65 de persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva sute au fost rănite, am putea avea un verdict definitiv. În primă instanță, trebuie spus, Cristian Popescu Piedone a primit o pedeapsă de 8 ani și 6 luni de închisoare, însă între timp judecătorii au scos din dosar consecințele deosebit de grave, ceea ce va diminua cel mai probabil considerabil pedeapsa, și de asemenea patronii clubului colectiv au primit pedepse cuprinse între 11 și 12 ani de închisoare. Liliana Năstase, mulțumim tare mult pentru toate aceste informații, doamnelor și domnilor. Așadar, vă reamintesc că decizia în dosarul colectiv, cea finală, a fost din nou amânată. 12 mai ar trebui să fie data în care vom afla, iată, sentința finală. Mergem acum mai departe cu știrile. Parlamentul votează astăzi noi membri ai Curții Constituționale, nominalizați din partea Senatului și a Camerei Deputaților. Pe lângă propunerile făcute de grupurile parlamentare, un al treilea nou membru vine din partea lui Claus Iohannis. Gabriela Mihai ne aduce mai multe detalii despre aceste numiri. Gabi, bun găsit, te ascultăm! Am găsit, la ora 12 încep ședințele în care plenul Senatului și plenul Camerei Deputaților vor da câte un vot pentru propunerile făcute de Senat și Camera Deputaților pentru funcțiile care urmează să rămână libere la Curtea Constituțională. Astfel că, dacă vorbim despre Camera Deputaților, aici cele mai mari șanse le are procurorul Bogdan Licu, care de altfel a primit și un aviz pozitiv în Comisia Juridică a Camerei Deputaților și este susținut atât de socialdemocrați în primul rând, dar și de liberali și UDMR. Știm că este o propunere controversată, însă, așa cum spuneam, este propunerea care cel mai probabil va trece și de votul plenului Camerei Deputaților. Când vine vorba despre Senat, va fi vorba despre Iulia Scântei, cea care este de altfel și președintele Comisiei Juridice a Senatului. Este o propunere făcută de liberali și urmează să fie votată astăzi în plenul Senatului, având și susținerea socialdemocraților și a celor de la UDMR. Pe de altă parte, este nevoie și de o nominalizare care ar trebui să vină din partea președintelui României până pe data de 10 mai. În cazul acesta știm că ar fi vorba despre consilierul prezidențial Mihaela Ciochină
și ar merge la Curtea Constituțională în locul pe care îl va elibera Daniel Morar. Iunie expiră mandatele a 3 judecători ai CCR. Aceștia sunt Mona Pivniceru, numită de Senat, Valer Dorneanu, actualul președinte al Curții Constituționale, numit de Camera Deputaților, și Daniel Morar, numit de fostul președinte Traian Băsescu. Conform legii, numirea noilor judecători la Curtea Constituțională trebuie să se facă cu cel puțin o lună înainte de încetarea mandatelor. Asta înseamnă că votul pentru numirea celor 3 noi judecători va avea loc în prima săptămână din mai. La Camera Deputaților, PSD l-a propus pentru funcția de judecător pe Bogdan Licu, numărul 2 din parchetul general, în contextul în care PSD și PNL dețin majoritatea în ambele camere ale Parlamentului. Licu are cele mai mari șanse să ajungă la CCR. Absolvent al facultății particulare Spiru Haret din București, Licu a avut note medii în anii de studiu. Se pare că acesta ar fi obținut nota 5 la examenul de licență la dreptul penal, în timp ce la examenul de drept civil a obținut nota 6. Cristi Dănileț este propunerea USR pentru CCR. O a treia propunere de judecător la CCR a venit din partea AUR în persoana profesorului universitar Ioan Sabău Pop. Toți trei au obținut aviz pozitiv în urmă cu o săptămână la audierile din Parlament. La Senat, cele mai mari șanse o are propunerea venită din partea PNL pentru senatorul Iulia Scântei. Președinte al Comisiei Juridice, aceasta are 22 de ani vechime în profesia juridică, iar anterior a ocupat mai multe funcții guvernamentale, precum cea de consilier al prim-ministrului sau de secretar general al Ministerului Justiției. Din partea USR a fost propus avocatul Peter Eckstein Kovaci. AUR a făcut o propunere de judecător CCR și la Senat în persoana lui Radu Ghidău, avocat și fost membru PNCCD. În cazul ultimei propuneri, cea venită din partea lui Klaus Iohannis, șeful statului a propus-o pe consilierul prezidențial Mihaela Ciochina. După numirea celor 3 noi membri CCR, va urma un vot secret în urma căruia cei 9 judecători vor alege noul președinte al instituției. Dacă nu va mai fi majoritate de voturi în primul tur, este organizat un al doilea tur. Respins de Volodymyr Zelensky, președintele Germaniei vine în România. Frank Steinmeier va ajunge mâine la București la invitația lui Klaus Iohannis. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali vor discuta despre relațiile dintre cele două țări, dar și despre agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Președintele Republicii Federale Germane, Frank-Walter Steinmeier, vine într-o vizită oficială la București la invitația lui Klaus Iohannis. Liderul german va fi întâmpinat de omologul său român la Palatul Cotroceni, după cum a anunțat administrația prezidențială. Vizita are loc în contextul aniversării a 30 de ani de la semnarea tratatului dintre România și Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa, care a avut loc pe data de 21 aprilie 1992. Cei doi lideri vor discuta despre modalitățile concrete de dezvoltare și aprofundare a relației dintre cele două state, dar și despre minoritatea germană din România și comunitatea românească din Germania. De asemenea, Iohannis și Steinmeier vor vorbi și despre perspectivele consolidării cooperării economice dintre cele două țări, în condițiile în care Germania este primul partener comercial al României. Și securitatea europeană și euroatlantică va fi un punct abordat de cei doi șefi de stat în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Aceasta nu va fi prima vizită a lui Frank-Walter Steinmeier în țara noastră. Oficialul german a mai fost în România în 2015, atunci când ocupa funcția de ministru de externe al Germaniei. Și discutăm despre această vizită cu purtătorul de cuvânt al PNL, domnul Ionuț Stroie, în direct alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața, cu mult drag, de fiecare dată. Cât de importantă este această vizită, domnule Stroie? Este o vizită foarte, foarte importantă, pentru că, după cum știm, Germania este cel mai important partener comercial al României și al treilea investitor în economia românească. Sunt lucruri care, evident, stau la baza unei foarte bune relații pe care o dezvoltăm și trebuie să o menținem cu Germania. Și, în egală măsură, pe agenda a apărut și această posibilitate de a găsi modalități concrete de aprofundare a relațiilor româno-germane pe zona minorităților, având în vedere că această comunitate românească din Germania devine din ce în ce mai numeroasă și e absolut normal să le susținem atât drepturile cât și interesele acestor români aflați. În egală măsură, importantă este și modul și situația legată de Ucraina și a modului în care putem sprijini Ucraina în condițiile în care știți bine, acolo are loc un război în toată regula, dar la fel de important
Este și o relație foarte bună pe care am dezvoltat-o cu germanii și francezii și avem exemplu începutul lunii aprilie, când la Berlin, la acea conferință coprezidată la nivel de miniștri externe de România, Germania și Franța, am obținut un lucru foarte important pentru frații noștri din Republica Moldova, acel angajament pentru pachetul de ajutor financiar care se va situa pe undeva pe la 690 de milioane de euro pentru sprijin acordat atât din punct de vedere financiar cât și politic Moldovei pentru, în contextul ăsta atât de dificil generat de războiul din Ucraina. Totodată se va discuta astăzi și despre susținerea integrării europene a Republicii Moldova, Georgiei și Ucraina. Cât de importantă este poziția Germaniei în ce privește aderarea acestor țări la blocul comunitar? Extrem de importantă. Cu toții știm rolul Germaniei în arhitectura instituțională europeană. După ieșirea Marii Britanii, este practic principalul actor la nivel politic și la nivel economic Uniunea Europeană și contează enorm de mult. De altfel, noi cu germanii permanent am susținut parcursul european al Republicii Moldova și sunt sigur că în actualul context extrem de dificil generat de războiul din Ucraina, e cu atât mai important să asistăm aceste țări, atât Moldova cât și Ucraina, dar și Georgia, în perspectiva europeană pe care au dreptul să o aibă ca și state care au decis acest lucru. Pe de altă parte, nu ne pune oarecum în opoziție cu Ucraina această vizită după ce, iată, Volodymyr Zelensky ar fi refuzat să-l primească pe domnul Steinmeier în Ucraina? Nici de cum acest lucru. De altfel, relațiile bilaterale româno-germane nu depind de niciun fel de alt context politic sau regional. Noi avem o relație excelentă, v-am spus, al treilea investitor în România și cel mai important partener comercial. Relațiile noastre trebuie dezvoltate indiferent de alte situații pe care nu le-aș comenta și m-aș feri să fac apreciere legătură cu lucruri care nu ne influențează pe noi în niciun fel de măsură. Este așadar Germania interesată să deschidă noi linii de producție în țara noastră? Suntem atractivi pentru industria germană? Posibil acest lucru. De altfel, Germania a demonstrat în anii de democrație românească că a fost unul dintre partenerii cei mai importanți. Din punct de vedere economic e absolut normal și de interes ca un partener străin să-și dezvolte capacitățile de producție și, bineînțeles, investițiile pe care le face în țări pe care le consideră sigure din punct de vedere politic și de interes din punct de vedere economic. Iar România face tot ce poate, de altfel, în ultimii ani s-a văzut acest lucru, în a atrage parteneri germani pentru seriozitatea, pentru potențialul economic și pentru puterea de care dau dovadă și, evident, pentru economia românească, investițiile germane tot timpul au fost de un real sprijin și foarte, foarte important. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, domnule Stroie, legat de dependența de resursele energetice din Rusia. Știm că Germania este cea mai vocală în privința continuării importului de resurse energetice din Federația Rusă. Credeți că la un moment dat își va schimba părerea? Eu cred că Germania, în momentul de față, acționează în directă relație și coordonare cu Uniunea Europeană. De altfel, această politică de eliminare a dependenței energetice față de Rusia este una foarte bine aprofundată și dezbătută în aceste momente în Uniunea Europeană. Se încearcă pentru prima oară în Uniunea Europeană găsirea unor soluții alternative și unor soluții comune, nu individuale, statelor. Uh-huh. Și suntem siguri că în viitorul nu foarte îndepărtat se va și obține această independență energetică. Într-adevăr, economia germană depinde, evident, de gazul rusesc. Dar dacă tot ar fi să vorbim de perspective, uitați-vă ce se va întâmpla în România și lucrurile sunt îmbucurătoare, apropo de modul în care putem deveni un actor foarte important și un pic de stabilitate pe această zonă a furnizării de gaze în zonă. Legea offshore va oferi României această perspectivă și de ce nu am putea la rândul nostru să exportăm, poate nu suficient pe cât și-ar dori germanii, dar există acele căi alternative de import de gaz lichefiat din SUA, există
posibilități la care Germania se poate racorda în zona Azerbaidjanului și în zona altor state care vor produce surplus de gaze naturale. România va deveni, să zicem noi, aproximativ de ani de zile, unul dintre aceste state care va genera surplus, lucru care se va reflecta în primul rând în posibilitatea de a exporta și în al doilea rând în stabilitatea unor prețuri bune generate de acest surplus de gaze naturale pe care îl vom avea și o protejare a consumatorilor români față în raport cu variațiile gazului și energiei pe piețele internaționale. Deci perspectivele sunt bune și Germania poate deveni un partener în ceea ce privește importul de gaze din România pe viitor. Vă mulțumesc tare mult, domnule Stroie, pentru toată această discuție, doamnelor și domnilor. Continuăm acum jurnalul. Inflația a explodat în Europa. În top sunt statele Baltice, Estonia, Lituania și Letonia cu 13,2%, iar procesul ar fi determinat de creșterea bruscă a prețurilor la energie, dar și la alimente. De asemenea, prețurile materiilor prime vor rămâne ridicate, avertizează cel mai recent raport al Băncii Mondiale. Pentru a face față acestor scumpiri, guvernul României analizează un pachet de măsuri care să vină în sprijinul românilor. Inflația din aprilie de la nivel Uniunii Europene a urcat la 7,5% de la 7,4% față de luna anterioară. Cele mai ridicate valori le-au înregistrat Estonia cu 19%, Lituania cu 16,6% și Letonia cu 13,2%. Creșterea inflației a venit la pachet cu o creștere bruscă a prețurilor la energie și la alimente. Veștile nu sunt însă bune nici pentru viitor. Se așteaptă ca scumpirile să continue pe toate planurile, avertizează cel mai recent raport al Băncii Mondiale. Prețurile la energie ar putea crește cu peste 50% în 2022, înainte de a se relaxa în 2023 și 2024, mai spun aceștia. Reprezentanții Băncii Mondiale spun că războiul din Ucraina a provocat un șoc major și pe piețele de mărfuri. Modelele globale de comerț, de producție și de consum au suferit modificări mari și se așteaptă ca prețurile să atingă niveluri istorice ridicate până la sfârșitul anului 2024. Banca Mondială consideră că răspunsurile politice de până acum s-au axat mai mult pe reduceri de taxe și subvenții, în loc să se concentreze pe măsuri pe termen lung pentru a reduce cererea și a încuraja sursele alternative de aprovizionare. Guvernul României anunță că vrea să sprijine populația și după aprilie 2023 în privința majorării prețurilor la energie. George Agafiței, consilierul premierului Nicolae Ciucă, a declarat că este posibil ca executivul să vină cu un nou pachet de sprijin din aprilie anul viitor. În privința pieței petrolului, Agafiței a precizat că există măsurile pentru distribuitori și transportatori și speră să se reflecte și în prețul final la consumator. Și discutăm mai multe pe marginea acestui subiect cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună dimineața, vă mulțumesc! Bună dimineața, bun găsit! Așadar, ar putea fi continuate aceste măsuri de sprijin și după aprilie 2023 și ar permite statul român acest lucru? Vă dați seama că noi vorbim despre ce s-a întâmplat în aprilie anul viitor. L-am văzut pe domnul Gafitei spunându-ne că vor fi luate măsuri în aprilie anul viitor. Păi noi nu știm ce măsuri luăm în prezent, în momentul de față, pentru asta vine inflația. Dacă vă uitați la cum evoluează prețurile în acest moment, veți vedea că principala cauza scumpirilor la tot ceea ce consumăm noi, de la servicii, la produse alimentare, transport, distribuție, absolut totul, vine din creșterea costurilor la energie și gaze. De ce a trebuit ca România să scumpească, practic, prin producătorii ei, energia și gazele la prețurile internaționale de 2-3 ori mai mult decât în 2020? Rămâne un semn de întrebare la care autoritățile încă nu ne-au răspuns. Încearcă prin aceste compensări să rezolve o problemă care nu poate fi rezolvată decât de la rădăcină, adică de la prețurile la energie și gaze, în condițiile în care noi ne producem, practic, mare parte din energie și gaze cu producători de stat la noi în țară. De ce nu ne protejăm economia? De ce nu încercăm să reducem prețurile la producători, la Romgaz, la Hidroelectrica, la toate companiile publice? Rămâne încă un semn de întrebare. Legat de compensații, cu siguranță acestea sunt îndeajuns de eficiente pentru a rezolva toate problemele. Iar datele de la Institutul Național de Statistică pe luna martie vin să confirme faptul că toate măsurile luate până acum sunt ineficiente din punct de vedere al protecției populației. Ce să mai vorbim de mediul de afaceri? Așadar, această măsură de sprijin nu putem să sperăm, să spun așa, că ar putea deveni una permanentă. Gândiți-vă că abia în luna asta încep să vină facturile majorate începând cu 1 aprilie la energie și gaze
Și cu siguranță românii vor realiza dimensiunea problemei cu care se confruntă, pentru că în marea majoritate a cazurilor facturile sunt duble față de cele din a februarie, să spunem așa, pentru că sunt alte tarife de la 1 aprilie. Să nu uităm că începând cu 1 aprilie este practic și o discriminare vădită între populație și agenții economici. Pentru agenții economici, prețul gazelor, de exemplu, a fost plafonat, prețul energiei este la maxim 1 leu pe kilowatt, iar populația, cei care consumă peste 300 de kilowatt pe lună, sunt nevoiți să plătească prețuri între 2 și 4 lei pe kilowatt, fără niciun fel de compensare sau plafonare. Iată că lucrurile evoluează, din păcate, spre o direcție extrem de negativă din punct de vedere al consumului, principalul motor al economiei, astfel încât oamenii cu siguranță își vor reduce consumul, vor încerca să amâne toate cheltuielile pe care le-au de făcut, iar economia va resimți din plin acest recul al consumului. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că firmele nu vor mai produce atât de mulți bani. Se vede deja în datele statistice faptul că impozitul pe profit pe primele 3 luni ale anului a scăzut de la 3,8 miliarde în primele 3 luni ale anului trecut la numai 1 miliard în acest an, pentru că firmele nu mai fac bani, și se va ajunge, din păcate, la închideri de firme și la falimente, ca să nu mai vorbim de disponibilizări de personal. Mulțumesc tare mult, domnule Negrescu, pentru toată această analiză. Doamnelor și domnilor, continuăm acum știrile. Alertă în mai multe magazine din țară. ANSVS a retras de la raft un lot de pepeni verzi care conținea pesticide peste limita admisă. Fructele au fost aduse din Turcia și comercializate în țara noastră în perioada 18-20 aprilie. Un lot de pepen vândut în magazinele Metro și Carrefour a fost retras de la rafturi. Decizia vine după ce s-a descoperit că fructele aduse din Turcia și comercializate în România în perioada 18-20 aprilie au un conținut depășit de pesticide. Oamenii care au cumpărat pepen din cele două magazine își pot primi bani înapoi. În cazul lanțului de magazine Metro Cash & Carry România SRL, clienții trebuie să returneze produsul până la data de 13 mai 2022. Cei care au făcut cumpărături de la Carrefour pot primi contravaloarea produsului cu probleme dacă le vor readuce în magazine tot până la aceeași dată, adică 13 mai, și să prezinte la case bonul fiscal. Pe lângă problema recuperării daunei materiale, ar trebui să fie de contate și analizele pentru cei care au mâncat astfel de produse, mai ales când discutăm despre copii. În momentul în care discutăm de produse care sunt toxice pentru organism, mai ales cele care sunt consumate de copii, ar trebui să fim mult mai atenți și mai responsabili. Amenzi usturătoare pentru șoferii care nu și reînnoiesc polițele RCA emise de City Insurance. Șoferii cu astfel de polițe vor scoate din buzunare până la 2000 de lei pentru a plăti amenzile contravenționale, în cazul în care vor fi găsiți cu astfel de polițe după data de 11 mai. Autoritatea de supraveghere financiară atrage atenția asupra faptului că polițele RCA emise de societatea City Insurance nu vor mai fi valabile începând cu data de 11 mai 2022, ca urmare a falimentului societății. Astfel, șoferii trebuie să încheie noi polițe cu alți asiguratori, chiar dacă polițele de la City Insurance sunt încă valabile după data de 11 mai. În caz contrar, după această dată, cei prinși că circulă cu polițe încheiate cu City Insurance riscă amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, anunță autoritățile. Mai mult, pe lângă amenzi, pot fi luate și măsuri precum reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii sau reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Deciziile vin după ce Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii de faliment a societății City Insurance pe data de 9 februarie 2022. Conform legii, polițele încetează de drept în 90 de zile de la pronunțarea hotărârii, motiv pentru care șoferii cu astfel de asigurări auto mai pot circula legal doar până în 10 mai, inclusiv asigurații City Insurance, ale căror contracte sunt denunțate automat pe 11 mai 2022, pot cere returnarea părții din prima de asigurare proporțională cu perioada de valabilitate rămasă în vigoare, transmite societatea. Iar șoferii care vor uita să-și cumpere rovinietă vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru că amenda s-a dublat. Proiectul de lege a fost adoptat ieri de Senat. Senatorii s-au grăbit să dubleze amenda din cauza numărului extrem de mare de șoferi care nu și achiziționau rovinietă.
Motivul acestei inițiative rezidă în recunoașterea că în ultimii 6 ani a crescut exponențial numărul de abateri în acest domeniu de activitate. Considerăm că o dublare a amenzilor susține recunoașterea că valoarea actuală a amenzilor nu este în măsură să descurajeze fenomenul contravențional, motiv pentru care propunem această modificare. Prin urmare, la autoturisme, amenzile pornesc de la 275 de lei și ajung până la 550 de lei. Cele mai mari amenzi vor fi luate de șoferii vehiculelor care au peste 23 de locuri pe scaun. Pentru aceștia, amenzile vor porni de la 5.500 de lei și vor ajunge la 11.000 de lei. Amenzi mari vor fi și în cazul vehiculelor care transportă marfă. Proiectul prevede ca șoferii autoturismelor cu masă totală mai mică sau egală cu 3,5 tone să fie sancționați cu 950 de lei sau 1.900 de lei. În schimb, pentru autoturismele care au masă totală mai mare de 7,5 tone și mai mică de 12 tone, amenda prevăzută pornește de la 5.500 și ajunge la 11.000 de lei, iar cei care conduc vehicule de 12 tone vor scoate din buzunar între 7.100 de lei și 23.800 de lei. Proiectul a fost adoptat de Senat după ce a obținut 92 de voturi pentru și 15 împotrivă. Întâmplare șocantă în municipiul Brașov. Mai mulți localnici s-au trezit cu mașinile lovite. De vină ar fi un bărbat de 44 de ani care a avariat, atenție, 60 de mașini parcate în mai multe zone din Brașov. Pe urma bărbatului au pornit mai multe echipaje de poliție care l-au identificat pe șofer și au aflat că acesta consumase alcool înainte de a urca la volan. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este acum cercetat pentru distrugere. Tarom primește sprijin de la Comisia Europeană. Compania aeriană va beneficia de un ajutor de aproximativ 2 milioane de euro. Sprijinul vine pentru a compensa prejudiciile suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19. Comisia Europeană a aprobat o măsură de ajutor de 1,9 milioane de euro în favoarea României pentru a sprijini Tarom. În cadrul măsurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Acest sprijin vizează compensarea companiei aeriene pentru daunele suferite pe 14 rute în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Este un ajutor de stat în valoare de 1,9 milioane de euro pentru a despăgubi Tarom pentru pagubele suferite pe o perioadă anume în pandemia de coronavirus. 10 de milioane de euro, practic, sunt niște pierderi, mă repet, în linie cu pierderile suferite de celelalte companii aeriene. Este vis-a-vis de situația actuală a Tarom. Despăgubirea vine în urma unei alte măsuri pe care Comisia Europeană a aprobat-o pe 2 octombrie 2020. Aceasta vizează despăgubirea Tarom pentru daunele suferite în perioada 16 martie-30 iunie 2020. Aceste 2 milioane de euro aprobate de Comisia Europeană clar vor ajuta Tarom să se mențină pe linia de plutire și să ne asigurăm ca pe viitor această sumă de bani să fie cheltuită pentru operarea în continuă a companiei. Din cauza restricțiilor sanitare impuse de contextul pandemic, Tarom a înregistrat o scădere abruptă a traficului și a rentabilității în perioada respectivă. Românii plecați în străinătate trimit din ce în ce mai mulți bani în România. Cele mai mari sume vin din Marea Britanie și sunt trimise în țara noastră prin Revolut. Deși în Uniunea Europeană rata inflației a ajuns la 7,4%, iar Marea Britanie a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din ultimii 30 de ani, de peste 7%, diaspora românească a continuat să trimită bani acasă. Cele mai mari sume s-au îndreptat pentru categoria de vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani. Acești români au primit chiar și de 2 ori mai mulți bani în primele 3 luni ale anului 2022 în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Și numărul utilizatorilor care transferă bani prin Revolut a crescut față de primul trimestru al anului 2021 cu 74%. Un utilizator Revolut care s-a stabilit în afara granițelor țării a trimis în primul trimestru al anului 2022 în medie 1.353 de euro către familia sau apropiații din România. Cei mai mulți bani trimiși prin Revolut au provenit de la utilizatorii din Marea Britanie, care conduce podiumul cu 76%. Topul este completat de Germania, Statele Unite ale Americii, Elveția, Olanda, Irlanda, Ungaria, Franța, Norvegia și Danemarca.
Mai bine de jumătate dintre tinerii români sunt mulțumiți de nivelul de viață pe care l-au potrivit unui raport al Eurobarometru. Aici se încadrează peste 64% dintre românii din grupa de vârstă 15-24 de ani și 74-25-34 de ani. De asemenea, tot 74% dintre tinerii din țara noastră sunt optimiști în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene și susțin politicile duse în acest sens. Comentăm acest raport cu domnul Gelu Duminică, sociolog în direct alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. De unde vine, iată, acest optimism al tinerilor? Vedem că sunt, iată, satisfăcuți cu viața pe care o duc. Totul este roz din punctul lor de vedere. De unde vine acest optimism? Păi din faptul că, în momentul de față, trăim cea mai bună perioadă pe care România a avut-o vreodată. Și că, uite, tinerii noștri pot să călătorească oriunde, pot avea acces la orice sistem de educație, pot avea la orice sistem de ocupare, la orice sistem medical și așa mai departe. Logică, nu văd lumea cu alți ochi. Adică trebuie să înțelegem că perioada pe care o avem în momentul de față este cea mai bună pe care România a avut-o. Și că generația asta a tinerilor este ancorată în realitatea actuală. Cea mai bună perioadă, cei mai liniști. Dar pentru că este normal să fie așa. Da? Libertatea e cu totul și cu totul alta. Posibilitățile de dezvoltare profesională academică sunt cu totul și cu totul altele. Iar ei trăiesc cu poveștile părinților în ureche, care le spun, știți, pe vremea noastră. Atunci mulți dintre ei conștientizează oportunitățile pe care le au și faptul că nu, sunt mult mai bine decât a fost generația mea și mult mai bine decât a fost generația părinților mei. Atunci normal că ești optimist. Da? Normal că înțelegi că diferența între eșua și a reușit stă și în capacitatea ta de a munci, pentru că, Doamne, iartă-mă, oportunități ai și posibilități ai în jurul tău. Foarte important este totodată, reiese tot din acest raport, că aproape jumătate dintre tinerii chestionați se feresc să discute despre politică. Care să fie motivul aici? Păi și se vede asta și în vot, pentru că cei mai puțin ordonați, să zicem așa, la vot sunt tinerii, da, și pe de-o parte este generat de slaba educație civică pe care o primesc și în școală și în familie, de cealaltă parte de lehamita generată de ceea ce se întâmplă în lumea politică românească. E foarte greu să motivezi niște tineri, da, să vină să participe la ceea ce ei au drept imagine ca fiind extremuri de murdar, da, sau chiar de neating. Și atunci, nu am semănat vânt cu lege în furtună. Din păcate, trebuie să conștientizăm că politica este necesară în orice democrație, că participarea politică este și o chestiune care ține de bunăstarea întregii cetăți, și că trebuie să investim mult mai mult în creșterea numărului de oameni care participă la politică în general. Pentru că dacă este să ne uităm, Doamne iartă-mă, primarul din București a fost ales cu 20 și ceva la 130% din total masa electorală. Cel mai mare oraș din România, cea mai mare aglomerare urbană. Președintele țării a fost ales de asemenea cu un procent mic, parlamentul, dar tot la fel, cu un procent mic din masa de electorală. Ceea ce la un moment dat va ridica inclusiv întrebări de reprezentativitate. Însă lucrul ăsta se investește, se lucrează destul de mult, însă principalul factor este încrederea pe care o avem în lumea politică, încrederea este generată de fapte, nu de vorbe. Da. Mulțumesc tare mult, domnule Duminică, pentru toată această dezbatere. Așadar, doamnelor și domnilor, noi continuăm acum jurnalul. Incendiu devastator în Ploiești, unde 5 case au fost cuprinse de flăcări. Incidentul a fost provocat de o lumânare uitată aprinsă în casa unui bărbat în vârstă de 63 de ani. Acesta a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3, aproximativ 60% din suprafața corpului. Cauza a fost focul deschis în spații deschise, vorbind de o lumânare uitată aprinsă într-unul dintre imobilele incendiate. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu pe timpul nopții la un grup de locuințe din municipiul Ploiești.
acesta s-a manifestat violent cu flacăre deschisă și degajare mare de fum pe o suprafață de aproximativ 1200 metri pătrați, cuprinzând 5 imobile și mai multe anexe gospodărești. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3 pe mai bine de jumătate din suprafața corpului. Incendiul s-a soldat cu o victimă, vorbind de un bărbat în vârstă de 63 de ani. Acesta prezintă arsuri de gradul 3, aproximativ 60% din suprafața corporală. A fost preluat de echipajul smurt și transportat la unitatea de primiri urgențe pentru investigații suplimentare. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de stingere, unde 42 de pompieri s-au luptat să stingă flăcările. Ne-am acționat cu 42 de pompieri, cu 7 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă și 2 ambulanțe smurt. Cluburile de fotbal rusești au fost excluse din cupele europene. Ce înseamnă această decizie și care sunt echipele afectate? Vedem după pauză. Stați cu noi! Din nou în direct, doamnelor și domnilor, rușii au atacat aseară portul Odessa, situat în sud-vestul Ucrainei. Potrivit autorităților locale, s-au înregistrat atât morți cât și răniți în urma atacurilor. Iar în Mariupol, sute de civili sunt încă blocați la Azovstal, cu toate că aproximativ 100 de oameni au fost evacuați în urmă cu 2 zile. Printre cei care nu pot ieși de acolo se află inclusiv copii, bătrâni și răniți. Parlamentarul ucrainean Oleksii Goncharenko a scris ulterior pe Twitter că un copil în vârstă de 13 ani a fost ucis în acest atac, în timp ce o fată de 17 ani este grav rănită. Nu numai portul Odessa a fost atacat de ruși. Postul public ucrainean Suspline a citat comandamentul militar de sud al forțelor ucrainene, potrivit căruia racheta a avariat și o biserică. În Mariupol, situația rămâne dramatică. Un comandant al trupelor ucrainene de la oțelăria Azovstal spune că aceasta se află sub foc constant. Mihailo Vershinin, șeful poliției de patrulă din Mariupol, spune că de la plecarea misiunii de salvare și evacuarea civililor, trupele ruse au început un atac constant asupra oțelăriei, cu artilerie și lovituri aeriene, conform CNN. Anterior, în jur de 100 de civili au fost evacuați din oțelărie, însă o nouă misiune de salvare și evacuare planificată pentru luni nu a mai avut loc. Negocierile de pace sunt însă departe de a se finaliza. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a negat că Rusia cere predarea lui Zelenski ca o condiție pentru pace. În plus, el a negat că Rusia ar încerca să revendice victoria în Ucraina până la 9 mai, ci susține că prioritatea lor este în continuare siguranța civililor, chiar dacă numărul victimelor din ultimele 68 de zile de război este unul alarmant, pe care rușii îl neagă. Ritmul operațiunii din Ucraina depinde în primul rând de necesitatea de a minimiza orice risc pentru populația civilă și pentru personalul militar rus, a spus acesta. Între timp, Ucraina a anunțat numele primului soldat rus suspectat de uciderea civililor în orașul Bucea. Procurorul general ucrainean a declarat că principalul suspect este comandantul unei unități a Gărzii Naționale a Rusiei. De asemenea, mai multe fotografii cu acesta în timpul săptămânilor de ocupație au fost publicate pe internet. Procurorii din Bucea au stabilit că acest militar a ucis 4 oameni neînarmați în Bucea pe 18 martie, a scris Venedictova pe Facebook, incluzând în postare fotografia suspectului. De asemenea, el a torturat un alt civil pe 29 martie, forțându-l să mărturisească activități de sabotaj împotriva trupelor rusești, a mai spus Venedictova. Potrivit acesteia, rusul Coloței a forțat un civil pro-ucrainian să intre într-un subsol, unde l-a atacat cu pumnii, cu o pușcă de asalt și cu un cuțit. Bărbatul a fost apoi dus la un loc de execuție, unde a trecut printr-un simulacru de execuție în timp ce i s-a tras un foc de armă lângă ureche, a mai scris ea. După atrocitățile de la Bucea, militarul ar fi trimis și obiecte jefuite la casa lui din Ulianovsk. Postarea procuroarei pe Twitter arată și fotografii cu soldatul în timp ce împachetează bunuri pentru a fi expediate acasă. Săptămâna trecută, Venedictova a identificat 10 soldați din Brigada 64 de Infanterie Mecanizată a Forțelor Armate Ruse, spunând că aceștia sunt suspectați de cruzime față de civili și alte crime de război, adăugând că anchetatorii ucrainieni continuă să adune probe și că cei numiți sunt doar primii.
Iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a reușit din nou să arunce o lume în aer în urma unor comentarii halucinante cu referire la evrei, încercând să explice denazificarea într-un stat condus de un președinte evreu. Lavrov a spus că și Hitler avea sânge de evreu, iar cei mai mari antisemiți sunt evrei. În urma acestor declarații, ministerul israelian de externe l-a convocat pe ambasadorul rus în Israel. На то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты – ca pravila, evrei. Acesta a fost răspunsul halucinant pe care Lavrov l-a dat la întrebarea cum poate președintele rus Vladimir Putin să afirme că a încercat să denazifice Ucraina în condițiile în care Volodymyr Zelensky este evreu. Răspuns care a aruncat în aer Israelul și nu numai. Principalii lideri ai Israelului, prim-ministrul Naftali Bennett și ministrul de externe Yair Lapid, au criticat sever afirmațiile făcute de Lavrov, calificându-le drept neadevărate, impardonabile și scandaloase. Cuvintele sale sunt neadevărate, iar intențiile sale sunt greșite. Scopul unor astfel de minciuni este acela de a-i acuza pe evreii înșiși de cele mai îngrozitoare crime din istorie care au fost comise împotriva lor și de a-i absolvi astfel de responsabilitate pe dușmanii Israelului. Niciun război din zilele noastre nu seamănă cu Holocaustul sau nu este comparabil cu Holocaustul. Folosirea Holocaustului poporului evreu ca instrument politic trebuie să înceteze imediat, a transmis prim-ministrul Israelului Naftali Bennett. Ca urmare a declarațiilor grave ale ministrului rus de externe Sergei Lavrov, Ministerul Afacerilor Externe și adjunctul prim-ministrului Bennett Yair Lapid l-au convocat pe ambasadorul Rusiei în Israel pentru o întâlnire de clarificare cu directorul general adjunct al Ministerului pentru Afaceri Eurasiatice. Și guvernul Germaniei a calificat drept propagandă absurdă comentariile ministrului de externe rus conform cărora Adolf Hitler a avut origini evreiești. Comisia Europeană susține că nicio țară membră a Uniunii nu a plătit gazul rusesc în ruble. În urmă cu aproape o săptămână, Rusia se lăuda că 4 cumpărători europeni au achitat deja în ruble, iar alții 10 și-au deschis conturi în moneda rusească. Commission doesn't have information about any country or private company who is willing to do so. Comisarul pentru energie, Kadri Simpson, neagă faptul că vreo țară europeană sau companie i-ar fi plătit lui Putin gazul în ruble. Surse apropiate Gazprom au declarat în urmă cu câteva zile că 4 cumpărători europeni au plătit deja gazul Gazprom în ruble și alții 10 au deschis conturi la Gazprom Bank, după cum liderul de la Kremlin a cerut țărilor neprietenoase care cumpără gaz din Rusia. Totuși, Ministerul Economiei German susține că deschiderea de conturi la Gazprom Bank și plata în dolari sau euro, urmând ca aceste monede să fie schimbate în ruble din aceste conturi, nu reprezintă încălcarea sancțiunilor. După ce Rusia a anunțat că asistează livrările de gaze naturale spre Polonia și Bulgaria când cele două țări au refuzat să plătească în ruble, miniștrii europeni din domeniul energiei s-au întâlnit într-o sesiune extraordinară pentru a căuta noi furnizori de gaze pe plan mondial. Cluburile de fotbal rusești au fost excluse din cupele europene. UEFA a interzis echipelor din Federația Rusă să participe la următoarele competiții, inclusiv la Campionatul European de Fotbal Feminin din iulie, dar și la meciurile de calificare pentru Cupa Mondială de Fotbal Feminin de anul viitor. UEFA a decis ca niciun club de fotbal din Rusia să nu mai poată participa la cupele europene în sezonul următor. Astfel, rușii au interzis în Champions League, Europa League și Conference League, potrivit unui comunicat transmis de Forul European. Decizia afectează atât echipele masculine cât și pe cele feminine. Echipa națională masculină a Rusiei urma să facă parte din grupa a doua a Ligii Națiunilor, iar în urma hotărârii UEFA va fi clasată automat pe locul 4. De asemenea, echipa națională feminină a Rusiei nu va mai participa la campionatul european din 2022, iar locul său va fi luat de Portugalia. Naționala feminină a Rusiei nu și-a jucat meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2023 și va fi exclusă din competiție. Nici echipa națională masculină U21 a Rusiei nu și-a jucat partidele din luna martie pentru calificarea la Euro 2023 și au fost anulate astfel toate rezultatele anterioare. O altă decizie luată de UEFA prevede că Rusia va avea cel mai mic coeficient UEFA din ultimile 5 sezoane, adică
adică minus 4,333 pentru cluburi și 1,750 pentru echipa națională. Proteste de amploare în Armenia. Câteva mii de persoane au ieșit în stradă pentru a-și susține dezacordul privind cedarea regiunii Nagorno-Karabah Azerbaidjanului. Opoziția speră ca dimensiunea acestor manifestații să ducă la demisia liderilor aflați la putere. S-a scandat pentru demisia premierului Nicol Pașinian în Piața Franței din Armenia. Miile de protestatari au ieșit pentru a-și exprima dezacordul față de concesiile făcute de guvern Azerbaidjanului, în urma victoriei Baku asupra Karabahului, cunoscut anterior sub numele de Nagorno-Karabah. Premierul a fost criticat și de partidele de opoziție, care sunt de părere că a trădat încrederea oamenilor. Acuzația vine la scurt timp după ce acesta a declarat că Armenia va reduce cererile privind Karabahul. Opoziția speră că protestul va conduce la răsturnarea guvernului în viitorul apropiat. Aceiași politicieni au făcut apel la oameni să vină la proteste în număr cât mai mare și au sfătuit pe studenți să nu se ducă la cursuri. Conflictul din Karabah a izbucnit la data de 27 septembrie 2020. Prima rundă de discuții de pace a avut loc în luna aprilie, când premierul Armeniei și președintele Azerbaidjanului s-au întâlnit la Bruxelles. La jumătatea lunii martie, premierul a prezentat un set de propuneri pentru acordul de pace. Acest set prevede ca Erevanul să cedeze Karabahul. Relațiile dintre cele două state sunt tensionate încă din anul 1991. La acel moment, regiunea asiatică Nagorno-Karabah a fost ocupată de Armenia. Și cu cele mai proaspete informații despre vreme vine chiar acum Georgiana Grădinaru. Bună dimineața, Georgiana, ce vești ai? Bună dimineața, Luiza, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vremea se anunță caldă atât astăzi cât și în zilele următoare, stabilă din punct de vedere termic, însă ca și aspect vor fi ceva schimbări și ceva ploi. Revin cu toate informațiile imediat. Te urmărim! Bun găsit, domnilor și domnilor! Astăzi, temperaturile maxime, ca și cele de ieri, vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade. În prima parte a zilei, în cea mai mare parte a țării, vor fi zone cu cer variabil, însă după amiază sunt anunțate înnorări, în special în regiunea nordică, nordvestică, parțial în zona centrală și prin zonele de munte. Este foarte posibil ca în aceste regiuni, începând din partea a doua zilei, să plouă. Vor veni ploi însoțite de fenomene electrice și de scurte intensificări ale vântului, ce se vor simți în timpul ploilor. În acest moment, cea mai scăzută valoare din țară se înregistrează la Adam Clisi, acolo unde sunt 10 grade, cel mai bine este la Oradea, sunt 16 grade. În capitală, acum se înregistrează în jur de 13 grade, nu sunt modificări majore în regimul termic, ca și ieri, temperatura maximă se va opri undeva în jurul valorii de 19-20 de grade. Vor fi înnorări pe parcursul zilei, însă șansele pentru precipitații sunt destul de mici, iar vântul va avea o prezență moderată. Dimineața ce urmează va veni cu o valoare termică de 8-9 grade. Vor fi minimum 8-9 grade. În zonele de munte, temperaturile sunt normale pentru data la care ne aflăm. Vor fi și perioade cu cer variabil în prima parte a zilei, după amiază se va înnora. Ploi sunt anunțate pentru Carpații Oriental, dar și pentru zona munților Apuseni. Vor fi ploi cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Mâine se mai încălzește puțin, temperaturile maxime urmând a se încadra între 15 și 25 de grade, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în jumătatea nordică, aici unde vor fi ploi pe arii extinse, cantități de apă importante pe alocuri și chiar căderi de grindină. De asemenea, vântul se va intensifica în timpul ploilor. Joi, valorile maxime se vor încadra între 16 și 26 de grade, așadar vreme caldă, însă din nou va fi vreme ploioasă în zonele montane, submontane și prin regiunea sud-estică a teritoriului. În rest, norii se mai risipesc și se anunță vreme plăcută ca aspect. Iată, în capitală se mai încălzește puțin, sunt așteptate până spre 22 de grade cu mult soare. Cam acestea au fost informațiile. Zi bună, în continuare vă doresc! Georgiana, mulțumim. Cu datele despre vreme punem punct jurnalului. Vă aștept în câteva minute la știri. Rămâneți alături de noi.